Salutare, dragi prieteni și Hristos a înviat! Eu sunt Raluca Radu și astăzi am bucuria de a vă face cunoștință cu volumul, cu partea a doua a proiectului pe care l-am intitulat Noi Cântece de Demult. Proiectul a început anul trecut, atunci când am înregistrat un volum foarte mare de cântece, 50 la număr, cântece culese de profesorul Vasilea Dăscăliței împreună cu echipa sa de studenți de pe întreg teritoriul Moldovei. Anul acesta ducem proiectul mai departe. Ne-am propus din dorința de a valorifica fonoteca Arhivei de Folclor lăsată de profesorul Ieșan, ne-am propus să reînregistrăm 30 de cântece pentru a da deoparte praful de pe aceste cântece și pentru a ajunge mai ușor la dumneavoastră. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu unul dintre cântecele pe care le-am înregistrat deja, un cântec din Bucovina. De altfel, în Bucovina mă aflu și acum și port pe mine o cămașă de aici, din zonă. Cântecul este din Vicovul de Jos și se numește Colondeal la Moinicel. Colondeal la Moinicel, Colondeal la Moinicel, ai mărjitorul mână-nțăl, mărjitorul mână-nțăl, ai cu dragostea după el, cu dragostea după el, ai unde mărgi mai doruli, unde mărgi mai doruli, ai la voi puișoruli, la voi puișoruli, da unde mărgi mai doruli, la voi puișoruli. Acesta a fost cântecul de astăzi și promit să revin cu detalii despre cum merge proiectul nostru, o să vedeți ce înseamnă munca de studio și cum am organizat noi acest proiect, care i-am spus cântece de demult. Pe data viitoare!